Bună ziua, doamnelor, domnilor! Este ora 15, ceea ce înseamnă că începe studioul politic la Digi24. Astăzi, destul de mult iureș creat de nominalizarea lui Florin Iordache, care nu doar că a fost dorit de Partidul Social Democrat, dar a fost și votat de Parlament, iar de aici au început o serie de acuzații între PNL și USR, acuzații de blat că i-ar fi ajutat pe socialdemocrat să-l pună pe Florin Iordache în fruntea Consiliului Legislativ. În tabăra Partidului Socialdemocrat, în urmă cu puțin timp, au fost declarații pe care le-ați văzut în direct la Digi24. Marcel Ciolacu, liderul PSD, susține că Marian Oprișan nu are ce căuta pe lista la parlamentare din decembrie. Andreea Dumitrescu ne-a dat informațiile de la partid. De acolo ni s-a transmis că Marcel Ciolacu nu îl dorește pe Marian Oprișan. E un conflict mai vechi acolo, dar în direct cu noi este chiar acum Marian Oprișan, baronul de Vrancea, cum sunteți cunoscut, domnule Oprișan. Ce se întâmplă acum? Ați fost acuzat că dumneavoastră v-ați pus singur pe lista de la parlamentare și că Marcel Ciolacu a fost cel care a invalidat această candidatură a dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor Digi24. Domnul Marcel Ciolacu nu este stăpânul Partidului Social Democrat, deci domnia sa nu putea să facă acest lucru. L-a făcut la propunerea domniei sale Consiliul Politic Național. Eu le respect decizia colegilor mei, numai că în acest moment domnul secretar general Paul Stănescu are obligația să transmită hotărârea de invalidare organizației județene, iar Consiliul Politic Județean al Partidului Social Democrat din Vrancea, care este singurul organism abilitat de statut, de legea de funcționare și organizare a Partidului Social Democrat, să facă propuneri și să aprobe propunerile pentru listele la Senat și Camera Deputaților. Consiliul Județean al Partidului Social Democrat urmează să ia în discuție hotărârea de invalidare, iar Consiliul Județean al Partidului Social Democrat din Vrancea are posibilitatea, conform statutului, pentru noi vorbim de aplicarea legii aici, și de lege, și de ordine, și de disciplină, și de democrație. Și ce poate ne spuneți, că această conducere a PSD nu respectă legea în acest moment? Nu, eu sper să o respecte. Consiliul Politic al Partidului Social Democrat, județean al Partidului Social Democrat, poate să facă noi propuneri sau să le mențină pe cele anterioare. Și ce va face organizația din Vrancea? Vă vor propune din nou? Aveți susținerea organizației? S-a vorbit despre faptul că dumneavoastră ați organizat un puci la Vrancea și că singur v-ați pus pe lista de la parlamentare. Ce s-a întâmplat? Asta este o informație absolut falsă pe care a publicat-o pe site-ul Digi24, doamna Adriana Dețulescu, și îmi pare rău că a făcut acest lucru. Dar vedeți că, știți că jurnaliștii lucrează cu surse. Iar Adriana Dețulescu este un jurnalist foarte bine documentat. E posibil ca din organizația dumneavoastră să fi scurs astfel de informații? Îmi dau seama cât de bine documentată este doamna Adriana Dețulescu, atâta timp cât dumneavoastră sunteți în posesia procesului verbal. Da, dincolo de asta, spuneți-ne dumneavoastră ce s-a întâmplat. V-ați pus sau nu pe listă? Vă susține organizația? Lămuriți-ne cu acest aspect. Eu nici n-am vrut să mai candidez pentru Senat. Da? Dar colegii mei primari și președinții organizațiilor locale, membri ai Consiliului Politic Județean, cu unanimitate m-au propus ca eu și alți colegi să candidăm pentru Senat și Camera Deputaților. Eu nu îmi las organizația la greu și dacă colegii mei au dorit acest lucru cu ardoare și cu unanimitate de voturi, nu puteam să-i las, pentru că îi respect foarte mult, pentru că am muncit 30 de ani împreună și atunci le-am respectat decizia. Că astăzi domnul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a propus Consiliului Național, nu știu din ce motive, invalidarea listelor la județul Vrancea, motivul îmi scapă. Probabil că o să vi-l spună domnia sa. Eu, Marian Oprișan, nu am probleme de cinste, de integritate sau de altă natură în Partidul Social Democrat în România. În aceste zile, Marcel Ciolacu v-a spus de ce nu vă vrea în fruntea listei pentru parlamentare. Noi știm de un conflict mai vechi între dumneavoastră și liderul PSD. Este adevărat că nu am avut
cele mai bune relații cu președintele Partidului Social Democrat. Dar într-un partid democratic nu trebuie să ne iubim sau să fim neapărat prieteni. Trebuie să ne respectăm. Vi s-a reproșat că aduceți un prejudiciu de imagine partidului? Prejudiciu de imagine pentru ce? Asta dacă vă întreb. Care sunt reproșurile pe care vi le spun în ședință? Dacă eu nu am probleme de integritate, absolut deloc. Și care sunt motivele atunci? Care v-au fost transmise dumneavoastră? Mă gândesc că ați avut și o discuție față în față. Asta trebuie să-l întrebați pe domnia. Am înțeles. Bun. Spuneți că potrivit legii puteți, adică decizia de astăzi nu este definitivă, organizația din Vrancea încă se poate pronunța asupra listei PSD pentru alegerile parlamentare. Așa spune legea de organizare și funcționare a Partidului Social Democrat, statutul Partidului Social Democrat. Și dacă v-a susținut odată organizația de Vrancea, acum ce se va întâmpla? Vă vor propune din nou? Nu știu, haideți să vedem ce se fac organizația Vrancea și o să vorbim atunci. Bun. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Vă mulțumim pentru aceste lămuriri. Marian Oprișan, fost lider al PSD Vrancea, dar între timp a pierdut această organizație. Marcel Ciolacu, liderul PSD, îi reproșează că a pierdut alegerile. În Vrancea este și momentul în care a preluat interimar funcția. Este în legătură directă cu noi acum Dan Barna, liderul USR, pentru că vă spuneam că e mare iureș în ce privește votul dat în Parlament pentru funcția de președinte al Consiliului Legislativ, o funcție despre care astăzi putem spune că este aleasă pe vecie. Sunt puține motivele pentru care ar putea fi schimbat astăzi Florin Iordache. Se promite acum o modificare de lege, însă votul dat ieri în Parlamentul României a ridicat câteva semne de întrebare și au apărut tot soiul de acuzații între PNL și USR. În plateou acum alături de noi, să știți că este Pavel Popescu din partea PNL. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să-l ascultăm pe Dan Barna. Bună ziua, domnule președinte. Cum vedeți acum acuzațiile premierului? A spus, întrebat, e adevărat, de jurnaliști, dar a fost destul de clar că spune că au fost parlamentari USR care au votat cu Florin Iordache. E destul de neclar de ce premierul într-o astfel de acuzație total gratuită. Altă explicație decât campania electorală e greu de găsit, numai că e regretabil și e inacceptabil, de fapt, dincolo de faptul că nu e un lucru corect să dezinformeze populația, dar este inacceptabil să ni se adreseze o astfel de acuzație în condițiile în care niciodată vreun parlamentar USR nu l-a susținut sau nu va susține vreo inițiativă sau vreo nominalizare a domnului Iordache. Deci votul nostru a fost bloc și compact și se poate vedea pe rezultate pentru domnul Augustin Zegrean în ceea ce înseamnă poziția de președinte al Consiliului Legislativ și în egală măsură, bineînțeles, am votat și pentru colegul nostru care candida la secția aceea de documentare. Vreți acum să contestați la Curtea Constituțională decizia Parlamentului, însă din toate datele ajungem la concluzia că cel mai probabil solicitarea dumneavoastră va rămâne fără obiect. Unde mai punem la socoteală că vine târziu? Sunt decizii ale Curții Constituționale care spun că hotărârile Parlamentului se iau cu majoritate simplă. În egală măsură avem legea cadru, legea specifică a Consiliului Legislativ, care spune foarte clar că președintele acesta este ales cu majoritatea parlamentarilor. Deci Curtea Constituțională va trebui să lămurească această situație. Noi considerăm că trebuie făcut tot ce depinde de noi și tot ce depinde de societate ca Florin Iordache să nu rămână într-această sinecură. Numirea lui Florin Iordache este o rușine pentru România, este o rușine pentru majoritatea care i-a acordat aceste voturi, pentru că un om care este direct responsabil de Ordonanța 13 și de faptul că România a ieșit din Europa, este în momentul de față recompensat, răsplătit cu o sinecură pe viață. Este un lucru revoltător și de aceea sunt foarte supărat de încercarea liderilor PNL și a premierului de a sugera că USR ar fi contribuit și măcar cu un singur vot la această nemernicie. Cum a ajuns atunci Eduard Dircă, de exemplu, să obțină o astfel de funcție, una dintre secțiile de sub președintele Consiliului Legislativ, va fi condusă de către Eduard Dircă, membru USR? Colegul nostru și-a depus candidatura conform procedurii parlamentare. Aici nu e. Ați negociat această funcție sau și-a depus singur candidatura? Nici pe departe. Colegul meu și-a depus această candidatură perfect îndreptățit. A fost vicepreședinte în Comisia Juridică și în Comisia de Constituționalitate, a fost președinte la Senat. Este un om cu experiență juridică consistentă. Înțeleg, are CV-ul potrivit, dar
Dar a fost această depunere de candidatură și a depus-o singur sau a fost o negociere între în interiorul USR, mai întâi mai, apoi cu celelalte partide? Nu, vreau să fiu foarte clar ca să nu fie niciun echivoc care să fie ulterior speculat. Nu a existat nicio negociere prealabilă pentru ca colegul nostru Eduard Dircă să primească acest post. Este inițiativa a sa pe care evident i-am respectat-o, e dreptul oricărui coleg să participe, să candideze la pozițiile care sunt nominalizate de Parlament. Nu a existat o negociere prealabilă pe care USR să o fi susținut întâi în interior și apoi să fi mers cu jalba în mână la celelalte partide. De faptul că în USL de data aceasta nu s-a ajuns la un acord și în mod contextual e doar dir că a rămas singurul candidat decent pentru acea poziție, obținând această poziție, nu înseamnă nimic altceva. Vreau să fiu foarte clar. Nu a existat o negociere cu PSD-ul și o spun, provoc pe oricine care poate să susțină altceva să vină cu minimă dovadă și niciun parlamentar USR nu a votat pentru Florin Iordache. Este de unde vin celelalte voturi? Pentru că nu au fost suficiente rezultate. Dacă ne uităm la matematica parlamentară, au mai venit voturi din alte părți. Pentru Florin Iordache. De unde au venit ele atunci? De unde au venit voturile și la pensiile speciale? De unde au venit voturile și la codul administrativ? De unde au venit voturile și la DNA-ul pădurilor? Știm foarte bine că acuzați PNL, au venit de la PNL? Eu doar constat un lucru factual. Știu sigur că nu a existat niciun vot USR pentru Florin Iordache și vedem în egală măsură că Florin Iordache a primit mai multe voturi decât cele de la PSD. Nu sunt prea multe concluzii posibil de tras. Păi, dar în același timp le cereți celor care vă acuză de blat să vină cu o minimă dovadă. Același lucru vă cer și dumneavoastră să veniți cu o minimă dovadă când spuneți că e cumva de la sine înțeles că au votat liberalii. Eu vreau să întreb altfel. Într-un partid cum este USR-ul, unde și o durere intercostală a unui coleg, un junghi, apare în spațiul public la câteva secunde după ce se întâmplă, își imaginează cineva sau poate să creadă cineva minciuna că în USR s-a dat un consemn să votăm cu Florin Iordache și n-ar fi apărut în secunda 2 pe tot internetul? Pe lângă absurditatea faptului că noi, cei care am luptat cu PSD-ul consecvent și de fiecare dată de adevăratele, nu doar am imat, să fim acuzați de lucrul ăsta. Adică este un fake news evident pe care îl deschid fără niciun fel de discuție. Deci este un fake news care dă foarte prost pentru că... Dați-ne detalii din ce s-a întâmplat ieri în ședința de plen atunci, ca să ne lămurim că este un fake news. Spuneți-ne atunci cum au negociat liberalii cu cei de la PSD. Dați-ne câteva detalii. Ce ați reușit să aflați în orele care au trecut după acest vot? Dacă sunteți sigur că cei din USR nu au votat cu... Eu asta vă spun, nu a existat niciun fel de negociere și cei de la PNL au anunțat că îl susțin pe Eduard Dârcă. Deci, din acest punct de vedere, ideea și dacă ne uităm pe cifre, haideți să discutăm factual, nu doar așa pe baloane de media, dacă ne uităm pe cifre, voturile USR nici n-ar fi fost necesare. Pentru că victoria domnului Iordache, spre rușinea Parlamentului României, este una atât de zdrobitoare încât e foarte clar că vechea clasă politică l-a votat în bloc. Haideți să ne mai ascundem după deget. Adică nu acele 20 de 21 de voturi ale USR ar fi putut să facă diferența și ele de altfel nici nu sunt la domnul Iordache. Sunt la domnul Zegran, cum de altfel am și anunțat și înainte și după. De ce nu ați ieșit în spațiul public să criticați faptul că în perioada de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Legislativ, singurii care aveau un candidat erau cei de la PSD și în speță Florin Iordache? De ce nimeni nu a remarcat acest lucru? A remarcat colegul meu Cătălin Drulă, liderul de grup al deputaților USR, înainte de vot a semnalat acest lucru. Înainte de vot și au fost două prelungiri pentru depunerea candidaturilor, timp în care nici PNL, nici USR nu au depus candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Legislativ. De ce? Pentru că noi am avut un candidat pentru această poziție de secție, pentru că suntem foarte realiști. Cu 9% nu este realist că am fi putut obține voturile pentru poziția de președinte al Consiliului Legislativ. Adică realitatea are întotdeauna importanță în astfel de decizii. Știți să fi fost parlamentari PNL care au votat cu Florin Iordache? Nu știu nominal, pentru că nu cunosc dinamica în PNL, nu știu care e vechea gardă, care e noua gardă. Acestea sunt lucruri la care dumneavoastră jurnaliștii, pe care dumneavoastră jurnaliștii, cunoașteți mai bine fără îndoială. Și nu v-ați interesat, nu ați întrebat, nu încercați să puneți cap la cap puzzle-ul, tocmai ca să demontați, așa cum îl numiți dumneavoastră, fake news?
Păi nu, este un fake news, eu vă spun despre USR. Despre PNL, lasă discută pe cei din PNL, pentru că așa este și firesc și normal și civilizat. Eu vă asigur și vă garantez că niciun parlamentar USR nu a votat cu Florin Iordache. Vă mulțumesc tare mult pentru detalii, pentru lămuriri. În platoul Digi24, chiar acum Pavel Popescu, l-ați ascultat pe liderul Dan Barna. Ce s-a întâmplat la vot? Puteți băga mâna în foc pentru toți parlamentarii PNL prezenți ieri în sală că nu au votat cu Florin Iordache? Pot să vă spun că parlamentarii PNL au decis, prin liderul grupului PNL Florin Roman, să voteze cu Augustin Zegrean. Mai mult de atât, s-a spus de la microfonul Parlamentului că acest grup parlamentar al nostru va vota cu Augustin Zegrean. Pot să vă spun de altfel și faptul că, ca vicepreședinte, dar l-am susținut în conducerea Consiliului Legislativ, parlamentarii PNL au votat cu domnul Dircă. Acum, de la ceea ce spune USR-ul și ceea ce spune PNL-ul, e o mare diferență și vă spun de ce. Dacă ne uităm la deznodământul zilei de ieri, vedem două nume votate de Parlamentul României în conducerea Consiliului Legislativ. Dincolo de asta vedem foarte multe voturi Florin care au venit, Iordache, nu doar din PSD și Pro-România. Nu, că vreau să, da. Vreau să mă lămuriți în acest aspect, că nimeni nu e lămurit în acest moment. Am înțeles, vă acuzați de blat, dar v-am întrebat acum, cu subiect și predicat, puteți băga mâna în foc că niciunul din parlamentarii PNL nu a votat cu Nu, eu nu pot să bag mâna în foc, pentru niciunul din parlamentar. Florin Iordache, dincolo de imaginea pe care o are în spațiu public, e simpatizat Iordache în Parlament. Ar fi putut avea prieteni în rândul PNL care să-l fi susținut? Eu personal, pe Florin Iordache, ieri l-am tăiat cu trei linii. Că probabil a fost cel mai ferm vot negativ pe care l-am dat vreodată. Chiar dacă PNL nu și-a găsit loc pentru dumneavoastră pe listele la Parlament, un loc eligibil? Sunt locul 7 pe București. Dacă ne uităm la scorul pe care l-a luat pe național PNL-ul, locul 7 este un loc eligibil. Nu sunt motive ca din interiorul PNL să fie nemulțumiți în urma negocierilor pentru Parlament și astfel să fi făcut... Nu știu cum fac. Să fie și din rând astăzi, eu, în momentul de față, nu sunt deloc supărat, sunt mulțumit. Sunt mulțumit de munca pe care am depus-o în Parlamentul României. De munca dumneavoastră trebuie să fiți mulțumit mea. Și de cum mea, vă... Este apreciată munca exact. de către niciodată, conducerea PNL? În politică niciodată nu vei avea satisfacție cu privire la cât de apreciată este munca. Dacă pleci și atunci cu această... pe acest fond ar fi sunt putut aici pentru cetățeni. În asta, Parlament? Veți să știți, în primul rând, eu sunt aici în Parlamentul României pentru cetățeni. Toți parlamentarii pentru asta spun asta. Știu, nu-mi pasă ce spune restul lumii. Eu nu am absolut nicio problemă ca mâine să mă întorc la viața reală, nepolitică sau apolitică, dar mă bucur că am reușit să vin aici în Parlamentul României și să schimb niște și lucruri cuantificabile. Și atunci ce s-a întâmplat? Pentru că sunt totuși mult mai multe voturi. Există în primul rând o abordare politicianistă și total diferită de una onestă, adică una mincinoasă și îmi pare rău că probabil domnul Barna, Dan Barna, se va supăra. A mințit acum în declarație? Da, și vă spun unde a mințit domnul Dan Barna. Atunci când a spus că nu există negocieri, este fals. Dacă vă uitați puțin la declarațiile premierului Ludovic Orban din ultimele săptămâni sau luni, el a spus-o foarte franc. Sunt unii parlamentari pe listele PNL datorită faptului că într-un moment critic pentru România au înclinat prin votul lor balanța și au reușit să dea guvernul Dăncilă jos. Un lucru bun pentru România, de altfel. Da? Nu este un lucru ipocrit. Da, ai de pierdut politic în mod rațional din cauza faptului că unii parlamentari au venit de la alte partide la PNL. Fără doar și poate. Este o realitate, nu o putem nega. Dar premierul și-a asumat acest lucru și PNL și-a asumat acest lucru. Exact pe același raționament, eu, ca parlamentar de 4 ani în România, vă spun că există negocieri în Parlamentul României. Pentru că politica este o artă a negocierii. Cine își imaginează că ai 9%, 8%, 20%, 40%, că te duci în Parlamentul României și nu stai la negocieri cu PSD, înseamnă că minte, așa cum a făcut domnul Barna, cu tot respectul față de partenerii noștri viitori de guvernare. Și deci, cum există negocieri? Puteți spune de ce PNL ieri a avut doar 36 de parlamentari și nu 114? Vă spun și asta cu aceeași deznodământul zilei de ieri este următorul. Domnul Dircă, un coleg pe care chiar îl respect, da, a fost votat cu 100 de voturi de la PNL, de la PSD. Pentru că parlamentarii PNL au fost, ca să vă răspund la întrebare, au fost 36 ieri în Parlament, da, și 21 sau 20 de parlamentari USR, deci 56 în total.
atunci diferența de 112 voturi sau 111 voturi ale domnului Dircă clar vine din partea PSD-ului. Și repet, deznodământul zilei de ieri este că PSD și USR au pus conducerea Consiliului Legislativ. Și deci, în același deznodământ apare și cifra parlamentarilor PNL care nu au fost prezenți ieri la vot. Da, aceiași parlamentari și PNL care nu au propus un candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Legislativ vă spun până în ultimele ore. Acest lucru. Păi asta nu v-am întrebat. Deci au fost 36 de parlamentari PNL și nu au fost 114, astfel încât 113. Să schimbe rezultatul votului. Nu ar fi putut să schimbe rezultatul votului, 113. Dar asta nu este o scuză. Deci nu, sub nicio formă 160 de voturi de la PSD nu ar fi putut. Ce vă întreb eu, ce îmi răspundeți dumneavoastră? Am înțeles. De ce au fost Nu știu. Există diferite motive, unele alții din cauza izolării de COVID, alții din cauza faptului că sunt miniștri și chiar nu pot pleca de la, da, avem 16 miniștri, nu pot pleca de la îndeletnicirile lor, dar, repet, da, este adevărat și sunt într-un mod onest să vă spun aici faptul că nu au fost prezenți. Nu ar fi schimbat rezultatul, dar mai mult de atât nu am avut un candidat. Noi n-am avut un candidat. Deci nu poate fi acuzat PNL-ul astăzi de oricine că a făcut o negociere cu PSD-ul atâta timp cât PNL-ul, în mod rațional, nu avea un interes în această negociere. Pavel Popescu, mulțumesc tare mult. Prin telefon chiar acum a intrat Marius Budăi. Bună ziua! Scurt, din păcate, atât este spațiul de emisie. Puteți să ne lămuriți în acest moment, până la urmă, cu cine a negociat PSD astfel încât Florin Iordache să ajungă președinte la Consiliul Legislativ? Eu nu știu cu cine a negociat PSD, dar pe mine mă amuză de gringolada din PNL și din USR. Eu nu-i mai înțeleg pe oamenii ăștia, se acuză, se acuză. Este problema lor. Păi și cu cine ați negociat? Cu PNL sau cu USR? De unde au venit voturile? Înțelesesem de la domnul, nu știu cine, domnul Barna sau domnul Orban. A zis că au avut pe domnul Zegrean candidat. Acum spun că n-au avut candidat. E de gringolada lor să fie sănătoși. Noi am avut un candidat, ne-am prezentat disciplinat ca totdeauna la vot. Este Florin Iordache cel mai potrivit pentru această funcție? Din punctul meu de vedere, ca și experiență, da. În criteriile pentru selecția președintelui de Consiliul Legislativ apare inclusiv o bună moralitate și o bună conduită juridică. Este potrivit, din nou vă întreb, pentru aceeași funcție? Și care ar fi imoralitatea? Vă întreb eu invers. Vă repet doar câteva dintre acuzațiile care vin din societatea civilă și din partea liberalilor și a celor de la USR. Artizanul ordonanței 13 ordonanță și faptul că a masacrat legile justiției. Până la urmă, nu? Și care au fost atacurile la justiție? Doamna, haideți să ne stăm de serios. Eu nu sunt jurist. Dar în perioada aceea, fiind parlamentar, am solicitat foarte multe dezbateri și am să vă spun ce replică am primit de la un coleg parlamentar, din respect pentru el, nu o să-i dau numele, când l-am întrebat, bă, ce atâta chestie cu legile astea justiției, de ce nu veniți transparent și spuneți, da, doamne, la articolul N, litera nu știu care, X, înseamnă că voi apărați penale, pentru că am văzut că, de fapt, liberalii au atacat la Curtea Constituțională că noi am dat o lege să pedepsim pedofilii, scuzați-mă. Și răspunsul colegului liberal a fost, hai băi, Marius, tu chiar acum vrei să-mi spui că înveți politică? Bun, atunci vă întreb direct, domnule Budăi. Florin Iordache a masacrat legile justiției? Eu nu sunt jurist să spun, dar din punctul meu de vedere nu. Care sunt acele articole? Repet, așa la nivel de dezbatere și pe lozinci putem spune. Să vină cineva să spună articolul și legea unde Florin Iordache sau alt parlamentar este vinovat și te explice un jurist pe înțelesul tuturor ce se întâmplă cu acel articol și care au fost probleme. Că așa la nivel de lozincă cu toții putem. Marius Budăi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Digi24. Este punctul de vedere al celor de la PSD. Pavel Popescu, mulțumesc tare mult pentru prezența la Studioul Politic. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24 pentru că urmează Jurnalul Economic cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem mâine la aceeași oră, ora 15.